Cine ești tu, domnule? Cu dinaștru sau cum ți-a zis nociv? Cine ești tu? Băi, fii atent aici, eu sunt Vărcu. Uite la mine când vorbești cu mine, fai mișto. Scuze, eu sunt... mișto? Scuze, domnul Copoi. Eu sunt Vărcu Nocivado și frate cu Lucky. De când? Lucky, ăsta e fratele tău? Nu-l cunosc, frate pierdut. Unul la mână, evadare din pușcărie. Doi la mână, agresare împotriva poliției. Nu comenta. Confirma că ai evadat. Pot confirma. Trei! Deținere de arme ilegale. Astăzi o să mă întâlnesc cu Nocivanu și o să-i vând o mașină. O să-l fac de bănet, frate. O să-l pun să plătească o grămadă de bănuți pe acea mașină. Așadar, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Opa, cred că l-am văzut. O, Nocivane, ce faci, ai venit? Ce zici, mă, Hudin? Păi da, ai zis că mă chem tu, că ai tu niște învârteli, niște afaceri, niște alea. Da, frate, hai să-ți arăt aici o afacere șmecheră. Vreau să aduc prima mașină în Skincraft și vreau să ți-o vând ție, frate. Ce, mă, tu te mă dizi, lasă mă pace că n-ai tu mașini de vânzare. N-avem noi în dita mai orașul, vii tu într-o zi și ai tu mașini, ai alea. Tu te mă că nu te cred, dar hai zi de ce m-ai chemat. Da, frate, hai să-ți arăt, am un bârlog aici. O să-ți vând singura mașină. Bă, hai după mine, urmează-mă, no, 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 să vezi. Stai, înainte de asta, că ești un pic dubios. Vreau să știu de ce ai plecat ieri și unde ai plecat. Că ai zis că vii cu mine, că ălea, că ai și ai și ai dispărut. Da, bă, scuze, aveam și eu alte treburi, combinații, știi tu. Cum adică? Păi zi, unde ai plecat? Că dintr-o dată ai dispărut. De ce ți-am zis? Stai un pic aici, că mă duc până înăuntru. Când am ieșit afară, te-ai evaporat. Da, bă, da, da, am avut o combinație cu mașina asta. M-a sunat totul și a zis, hai acum după mașină. Și am zis, gata, mă duc să-ți o aduc ție. Nu te-o fi sunat George, că știu eu pe unul George de la care cumpăram eu o grămadă de șmecherii. E, nu, da, aproape, îl cheamă Gică, frate. Aia, gică, gicuțu, bine mă, nu-l știu pe ăsta. Hai, du-mă, na, ce să zic. Vezi că dacă faci o manevră din aia manevroasă, Patrocle e aici cu mine și... nu știu ce să zic. Stai liniștit, frate, doar mă știi, hai să-ți arăt. Fii atent, doar să testăm, ia dă-i un pic pe patul ăsta, dă-i un click dreapta. Așa. Bă, nu, bă, nu-mi da foc. Nu pot să cred ce mi-ai făcut, okay, frate. Ok, au fost două hituri, îmi pare rău, nu știam sigur, dar ok, bun. Fii atent. Hai să facem în felul următor. Vin după tine, dar dacă mă minți, am un singur lucru să-ți spun. Nu cred că o să fie bine pentru tine. Doar știi că eu ți-aduc numai combinații din astea șmechere. Oricum, eu sunt... Hai că știu, e prima oară. Hai, du-mă, hai, bine. Sunt hai, fratele unde, tău. Unde, hai, după mine. Frate, dar brânză e pe bani, știi vorba aia. Ia uite acolo, vezi? Nici măcar nu te-a mințit bârlogul. Ok, stai un pic. Stai acolo. Stai unde ești. În primul rând, vreau să știu dacă aici e o capcană sau ceva. Că pare prea sas. Ce capcană? Dacă tu ești pe mână cu poliția, bă, poliția mă caută, eu fac parte din mafie, ok? Sunt capul mafiei și dacă cumva acolo e poliția, o să fie nasol rău de tot pentru tine. Băi, tu nu înțelegi că eu ți-aduc prima mașină din Skincraft? Am făcut combinații de bunii. N-ai armură pe tine. N-ai armură pe tine și tu mi-aduci mașină în Skincraft, auzi? Păi ca să pară așa sărăcie, că dacă te vede poliția sărăcie, nu vine după tine, înțelegi? Ok, vezi că Patrocle e pe zonă, hai, du-mă, hai, după hai, tine, hai. Intră uite pe aici, pe scările astea, așa. Scări din dirt, el are scări din dirt. Da, mă, să nu știe poliția, intră să vezi. Ai o pompă? Îți cumva de combustibil? No, haide, Nocivane, intră rapid, hai. Pă, mașină! Mașină! Stai să vină și lasă că Patrocle e neapăr acolo. Mă, cum ai făcut rost de asta? O cumpăr, cât îți dau pe ea? Da, zi, mă, da, ți-am zis, $100 de biștari, $100. Ce, mă? Tu te mă deși cu 100. Ok, o fi prima mașină și singura, dar mă las să urc în ea? Da, normal, poți să intri, probează, Nocivane, test drive. Ok, dar văd că e pusă pe butuc aici, de ce? Ia cum băi face! S-o tu vezi arce pisicuța. E pusă pe un piedestal. A, ce zici, bă, merge tare. Brr, cum face, okay, e prea șmecheră și mai are și full-ul făcut, stai să le iau pe Patrocle înăuntru. Bă, fii atent, ai zis 100, îți dau pe ea 30, maxim 30 îți dau. 30, frate, uite-te, are caroserie din iron. Verifică și tu, uite-te puțin. Bă, dai tare, mai ales că e singura. Dar nu știu cât valorează. Că dacă e singurul autovehicul din Skincraft, îți dai seama că n-am idee cât valorează unul. Păi clar, 150, dar ți-o vând ție cu 100. E din fier bun, ia uite-te, fer adevărat. Bă, astea-s pline.
Pot să iau un butoi să văd? Da, 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 verifică. Nu-s goale, că am încercat. Da, aici clar e combustibil. Mă, tu de unde ai și combustibil și mașină? Fii asta atent. E întrebarea. Mașina, înțeleg, dar combustibil? Dai 100 și după aceea te lasă bagi mai ieftin combustibil, ce zici? Tu te mă lasă mă că are full-ul, nu mai îmi trebuie până consum eu. Ok, fii atent. Deci 30, bine? Cât vreme? Mai scade și tu un pic din prețul ăla că e prea de tot. Bine mă, 70, hai. Bă, nu, dar îți mai pot face o ultimă ofertă, 40. 40, nu frate, 50 dacă vrei, 50 și batem palma. Bine mă, hai, 50, gata, 50. Stai să-mi găsesc banii, că am pe aici 7000 de chestii. Fii atent, backpack-ul ăsta voiam să ți-l dau ieri ție. Ți-l dau acum, sunt încă de treabă. Și o să consider că ai intrat în, că ai intrat și tu în mafia, așa că ai grijă că ești ajutorul meu. Deci oficial ești în mafie, ai armura, ai tot ce trebuie acolo. Ia mă, ia uite-te la el cât de șmecherii cu mască, cu ălea, bine mă. Hai hodinașule, urcă, mergem în skincraft să ne flexăm acolo. Hai, urcă. Ia uite mă în spate. Deci neapărat trebuie să-ți dai chestia asta jos. Dă-ți și armura jos că o să ne certe poliția. Să nu te vadă cu mască și cu astea când ajungem că... Nu prea suntem bine primiți în oraș. Da, lanțul merge lanțul. Lăsat. Merge lanțul. Mă, ia, opriți viteză. Oh, ce merge pe gheață, ia vezi. Bine. Ia uite-o, bă. Ți-am când zis urcă eu. Merge mai greu. Când merge drept, merge binișor. Ți-am pus cauciucuri de iardă, n-o ceva, de ce crezi? Mersi, șefule. 700 de metri mai avem până acolo. Am ajuns, odinașule, și l-am pregătit pe Patrocle. Dacă-l vezi, are costum pe el. Las că-l vezi tu când coborâm. L-ai îmbrăcat. L-ai făcut mafiot. Da, mă, da. Ia vezi, bine, mă. Rupe asfaltul. Mamă, știi ce zic, mă, de? Șefii? Aș vrea să-mi cumpăr și eu o căsoaie aici, o viloacă, frate. Poți să stai la mine. Stai la mine momentan, te duc la mine acasă. Da, orașul ăsta e cam pustiu, nu ce vade. Eu înțeleg că nu erau mașini, dar nici oameni. Uite acolo. Ia, fii atent, giratoriu. Ce zici, mă, Basti? Ce salut. Zici, Lucky? Prima mașină din Skincraft. Vă salut. Mamă, e frumoasă. Dacă vreți, vă mai aduc, băieții. Hai, urcați. Acestei de la Hudinaș am cumpărat-o. Hudinașul, nu mai dorm în George. Hai, urcă. Nu mă lasă. Mai este un loc acolo, trebuie să mai fie. Păi nu, ceva de mă înghesui aici mașină. Hai. Robotul! Fugi, calco, nu ceva de... A venit robotul! Calco, băi, ce-ai tras în mine, băi, copoiule? Ia liniște, deci, stai că avem o problemă, nu mai schimba subiectul. Unde e mașina mea? Mă, care a furat mașina? Poliția! Insane, tu ai luat-o. Da, ai băgat-o în buzunar, ia verifică. Ia verifică backpack-ul. Nu-i nimic. Mă, ce? Nu se încasă în ghezdo. Vreau mașina înapoi, că am dat 50 de biștari pe ea. Bă, frate, nu știu despre ce vorbiți voi, eu cred că o să plec de aici. Vă rog nu pleci nicăieri, treci încoa, treci încoa. Nu pleci nicăieri. Nu și Hudinașul la secție amândoi, hai, mergeți. Haide, cum adică la secție? Ce la secție? La secție. Bă, dar nu mai am mașină. Poliții, te poliții, nu veniți. Bă, Nocivane, dar las că asta e bine, fii atent aici. Dacă nu avem mașină, nu are de ce să-mi acuze. Intrați. Da. Bine, mă. Urcați la etaj, la etaj. Patrole, stai aici, patrole. Haide, acum. La etaj. Aici pe Luca și Lucky în poziție să nu intre nimeni. Pe scaune așa ca șefii. Da, șefii, da, bă, deci treaba stă în felul următor. Cine ești tu? Da, vreau să ne pun o plângere. Cine ești? Stai, Nociv, așa ce plângere pui. Cine ești tu, domnule? Hudinașu sau cum ți-a zis, Nociv? Cine ești tu? Băi, fii atent aici, eu sunt Vărcu. Uite la mine când vorbești cu mine, fai mișto. Scuze, eu sunt... Mișto? Scuze, domnul Copoi, eu sunt Vărcu, Docivado și frate cu Lucky. De când? Lucky, ăsta-i fratele tău? Nu-l cunosc, frate pierdut, cred. De ce mi-i sudini? Da, cum am aflat că mama a mai avut încă un copil și a venit și să-l cunosc pe fratele meu. Păi acum aflu și asta. Cunoșteți-mă. Salut, frate, de când nu te-am mai văzut. Salut. Dar de ce nu te uiți la el? Păi, tu erai fratele meu. Care-i o mașină? Bă, dă mașina înapoi. Ia uite, hoțu. Alfa, coboară din mașină. Coboară din mașină, trebuie. Alfa. L-a executat. L-am avertizat. Păziți mașina, Caluga și Lucky. Păziți mașina până mă ocup eu de haideți sus înapoi. Dar vreau să intre și Alfa la pușcărie cu fura mașina. Da, păi el a furat-o din prima. Liniște, hai, să mai duc la pușcărie, că a murit, ești nebun, săracul de el a murit.
Săracu. Aoleo. Tu vrei să te la pușcărie când e mort? La deci poliție. Nocivanul și Houdini. Houdini, tu nu mi-ai spus cine ești, de unde vii, ce treabă aici, zi. Păi, eu eram... Astea. Eu eram frate cu fratele lui Nocivanu, eram frate, de fapt, acum m-am gândit mai bine. Ai frate nociv? Da, Lucky. Mamă, de zi, Houdini. Ți-am păi zis de ce ai venit aici? Cu ce treabă ai venit aici la noi? Vrei să fii cetățean sau ce s-a întâmplat? Da, 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 mi-a zis Nocivanu că mă ține la el până îmi găsesc și eu un job, până îmi găsesc un apartament păi să-mi cumpăr. Așa. Ați venit cu o mașină, cu e mașina? A lui Alfa, n-ai văzut că era Alfa? Pe cum, că eu m-am uitat, deci fiți atenți. M-am uitat, eram pe schimbul nociv urcat și păzeam orașul și am văzut cum voi doi, conducând mașina, ați intrat în oraș. Cum adică e al lui Alfa? No, 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 adevărul e că Alfa ne-a vândut mașina, am fost un pic mai la distanță, am pus amândoi 25 de biștari, am dat 50 în total lui Alfa și ne-a vândut mașina. Da, adevărat. A vândut-o vouă. Am fost de față, da. Da, da, da. Alfa, ia vino să vină aici, aici, că te văd acolo, ia vino. Gata, gata, acum vin, acum vin. De unde ai tu mașină să le vinzi la animalele astea? Deci, eu am auzit niște împușcături. Nu știu ce se întâmpla, dar am venit să verific și era o mașină pe drum, unde, în zona în care dumneavoastră, domnule polițist, îi urmăreați pe domnul Houdini și pe domnul Nociv. Și eram ca un cetățean bun ce sunt, am luat mașina ca să fug cu ea, ca să o dau mai târziu poliției, ca evidență. Dar se bâlbuie domnul polițist, nici nu știe ce zice, se bâlbuie, clar. Alfa la pușcărie, se bâlbuie. Liniște, liniște! Deci treaba asta e felul următor. Polițist. Sunt ce vreau eu, Nociv, în orașul meu. Da, dai în poliție, bun, deci am felul următor. Unul la mână, evadare din pușcărie. Doi la mână, agresare împotriva poliției. Nu comenta. Confirmă că evadați. Pot confirma. Trei. Deținere de arme ilegale. Asta ce este clar. Cum ai că ce armă ai tu? Mi-au spus Lucky și Caluga că te-au văzut cum i-ai împușcat cu sniper. Și pe mine m-ai omorât. Ai tras în mine. Na, minte, Caluga. Uite ce n-ați de urs vecinul ăsta. Ia te cer când zici asta, râzi? O listă cu ceva foarte important. Ia că am făcut lista de cumpărături, Lucky, aveți grijă. Listă de cumpărături. Nu, eu dau insidii mai întâi, eu știe. Da, nu dau la nimeni, ține acolo, că știu. Nu contează. Dar să urci cu picioarele pe masă, bă, ce secție de poliție să urcă pe masă. Deci fii atent, Nocivane, pentru toate crimele de le-ai făcut. Tu meriți undeva la minim 3 luni de pușcărie, dar... Eu scap, nu? Vreau să vorbesc ceva, vreau să vorbesc ceva cu tine, Q-Senti. Hai, eliberați zona, Lucky, Caluga, Alfa, toată lumea, afară. Bine, frate, eu am plecat. Alfa, afară, îl dinași și pleacă acasă. Bă, fiți atenți aici, vreți să vă vând și vouă o mașină, ceva? Aveți ceva bani? Plecați doar încolo, că vă auzi. Mai încoace, dacă vreți... Vă vând mașini. La Nocivanu i-am vândut mașina cu $150, dar vouă vă vând cu 100 dacă vreți. Știi că e polițist, are probe acum. A, să frate, dacă vine banul... Nu cred că e corupt. Ok, am mai făcut roze informații, mulțumesc. A, bine mă, las că o să n-am ce să fac afacerea. Hai, Alfa aici, să povestim noi. Tu mă pui în probleme. Fii atent aici. Îți vând o mașină super ofertă, $100, la Nocivanu i-am vândut cu 150. 100 e cam mult. E mult, gândește-te că e caroserie de Iron. Rezistă mult, îi fier de la bun. Și acte, are acte. Da, se rezolvă, acte false imediat. False, nu vreau acte false. Păi scale adevărate, nici nu se știe. Brigada, Nocivanei. Brigada, plecați de aici. Zic-o din altele zi. Hai să zic ceva aici. Nu zici nimic, preci ca Houdini, unde te crezi aici? Fii atent că te rup în bulane dacă... Fii atent aici. Stai puțin acolo, domnul Copoi, stai puțin că am o afacere. Fac o afacere, domnul Copoi. El face afaceri în secția de poliție. Ajutor! O pleca nicăieri. Așa să nu-mi aud. Stai că iar vine. Dai mașina poliției. Vin înapoi. Nocivane, am mai găsit cumpărător, Nocivane. Deci tu vezi aleu, ajutor, poliție pe urmele mele, ajutați-mă. Nu mai pleca, dacă pleci o să trage mai mult. No, gata. Care ești? La închisoare. Frate, eu mănânc un morcov. Trăiești la închisoare, criminale. Da, eu mâncam un morcov. Trăiești la închisoare, domnule Copoi. Vin curcanii după mine, ajutor. Doar mă știi pe mine, domnul polițist, să trag. Eu n-am nicio armă, domnul polițist. Ce e cu arma aia? Vă rog să nu-i dați.
Unde ce armă? N-am arme. Da, mâinile goale, domnul polițist, lăsați-mă în pace. Mă duc să mă întâlnesc cu vărul meu, Nocivano. Ce facem, mă, Hudinașu? La pușcărie cu Hudinașu vreau eu. Nu! Domnul polițist! Are o armă periculoasă. Are armă? Are și-a tras în mine. Are armă, dar are armă. Domnul polițist! Domnul polițist, vă spun eu că n-are armă. Aruncă arma. Aruncă arma. Ia. Aruncă. Arunca arma că ți-am luat tot. Mită! L-am văzut, a luat mită, a băgat bani în buzunar, domnul polițist. Cred că începe să-mi plac orașul ăsta, da, cred că o să mă mut aici. Udini, prietene. Salutare, domnilor. Ah, da, ia spune, domnul caporal șef. Așa, bravo, haide încoa, ușor, fără da, șefule, spune. Da, am fost împușcat, nu, am alunecat pe o coajă de banană. Ai alunecat pe coajă? Da. Hai, fuga. Unde-i vărul meu, Nocivano? Repede. Păi, mai ducem la el. Unde vom unde să stai? Dreapta, aici. Vărule, unde ești aici? Dreapta, iar aici. Trecem la căsuță. Aici, aici, jos. La lux. Aici e Nocivano, ia. Nocivane, unde ești, Nocivane? O, salut, șefule. Salutare. Aici e într-o celulă diferită. Pe ușa asta. La frate, aici locuiești, Nocivane, asta? Asta e camera de care îmi ziceai, Nocivane? Da, aici locuiesc, da. E lux, camera. Ia, domnul polițist. Și calugarul ăsta de pe el, toți de pe el. Domnul polițist, ia, uite aici, bacșiș că m-ați adus acasă, ia. Are bacșiș, a? Ia, deschideți ușa, domnul polițist. Tu cu bani. Hai, Lucky și calugarul ăsta de pe el. Dropează. Da. Auzi, major domn, te rog, adu-mi și mie o sticlă de suc. Major domn. Dropează tot. Păi eu nu am nimic, uite aici, cadou de la mine, să-mi aduci o sticlă de apă, te rog, mersi. Poți să apeși pe buton? Inserity, apăsă și tu pe buton. Păi, Nocivane, de ce cu camera asta că nu... Uite-te și tu la bă, Hudinașul, uite-te ce polițiști te lasă băcă la tine ăsta la mine. Nocivane, mi-ai zis că stăm singuri în camere, nu cu colegi de camere. Hudinașul, uite-te cât de noobi sunt polițiști, n-ai am văzut, frate. Ia, plătești jumate din chirie dacă stai cu mine aici. Nu pot să cred că sunt blocat în celule. Lasă-i să plătească jumate din chirie, Nocivane. Uite-te și tu ce poliție în Skincraft, te rog eu frumos, Hudinașule. Cumva ne-ai jignit? Nu, n-o zic că ești o poliție mirobolantă. Nu trage, bro! Aoleu. A tras în mine, ai văzut ceva de? Insanity! Nu, a tras barbașanii pe aici. Nu, n-am văzut să o tragă nimeni din tine. Da, o tras, uite, e polițistul ăsta, uite. Hai că nu. Am tras eu că vă bătești joc de poliție. E, da. Eu nu știu ce, eu cred că voi vă bateți joc de poliție. Da, ia zi. Asta este, aceasta este o chiuvetă de unde poți să bei apă. Auzi, știi ce? Știi ce mă gândeam eu? WC-ul. Dacă tot vei fi colegul meu de cameră, tu iei patul de sus, da? Că mie nu-mi place patul de sus, nu-mi place niciodată să stau pe patul de sus, da? Caluga, și tu iei patul de sus, eu stau aici jos. Ok, așa. Eu am un loc sus. Și auzi, când... Da, e ok, că acolo mă dau cu capul. Când ne cheamă bucătarul la masă, să faci curat în celulă, te rog. Dini, dă-i, omoară. Care-i scandalul aici, măi, vreun scandal? Băi, Insanity, hai să vezi ce poliția ai, s-au blocat singur în celulă cu ce? Noi. Eu nu vreau coleg de cameră. Băi, ce sunteți voi, polițiști bebeluși? Să plătească jumătate din chirie. Din greșeală. Doamne, ferește ce... I-am dat patul de sus cu noi. Doamne, s-au blocat singuri în celulă. Nu vreau să te pretenții, ai pretenții? Ia uite acum Caluga aici veche, ia uite-l. Aoleu, cu așa poliție, Nocivane, putem să facem treaba aici. Da, mă, ce n-ai treabă faci tu, Hudinașe? Ia adică, tot domnul polițist, nu că glumeam. De Hudinașe, ce m-ați blocat? Uite. Dar m-ați blocat când ne schideți voi. Uite, te rog, adu-mi și mie o sticlă de apă, mersi. Ok, mai dă tot ce ai pe tine, hai. Păi nu mai am atâta. Nu vrea să te dea, frumos. Golirea, armele și armura. Na, avem armură, domnul polițist, vă rog să ne credeți. Ai arma pe capul tău, cum ai curat să negociezi? Nu văd armă, nu știu despre ce vorbiți. Ok, nu știam. Deschideți-i domnului polițist că s-a blocat aici. Nu deschideți. Dar vă rog să vă îndepărtați de ușă. Uite, să trag în picior dacă nu arunci tot, să trag în picior. Dacă rămâneți aici, promit că vă dau patul de jos. Patul de jos, să aruncă tot de pe tot de pușcă în picior, ai 3 secunde. La colegul dumneavoastră i-am dat patul de sus și dumneavoastră mi-l dau patul de jos. Aruncă tot. Să-ți puțin că mi s-a făcut foame. Dă-i itemele, că ți le pune acolo și ți le dă când ești. Mai repede, gata, domnul polițist. Uite, atâta, altceva nu mai am.
Uite. Haide, șarmă. Halal poliție, mă, n-ai ce să faci cu poliția din Skin Craft. Dacă mai comentezi acolo, se duce Dilu. Hai, scrie ușa. Ok, mult? Gata, gata. Mai comentezi ușa, mai, ușa, mai. Poliția. E aici. Hai să le depozităm. Este frică. Credeam că ați deschis ușa ca să ies. Haide, haide, rapid. Alfa, nu comenta, vino cu ce faci. Nocivade, să vezi Nocivade ce s-a întâmplat. O secundă. S-au omorât între ei polițiștii. Nu pot să cred. Bă, da. S-au omorât între ei. Gata, șerif, sunt aici la mine în apartament. Bă, da, explicați-mi și mie, cum am scăpat? Vreau să trag în cutilii și atunci îi urcă lângă poliție, ilegal. Contează, te urcăm cu ei, vandalism. Insanity, insanity. Hai un pic să zic ceva. Apă, vă rog, apă. La pușcărie 5 minute. Insanity. Nu, ceva ne, ia de mâncare, ți-e foame, ia. Pulăm pușca. A, după să-ți iau. Ajunge până la... Cum ai luat mâncare? Hai, nu mai spune la nimeni. N-am timp. Mașina se ia de aici, gata. Instant anti, hai un pic jos. Repede, hai. Nu mai pot. Aoleu, focuri, am auzit focuri. Ce se tot întâmplă aici? Insanity, hai un pic să zic o fază faină. Își bate joc de noi, Nociv. Insanity, eu nu mi-am bătut joc. Doamne ferește, nu. Hai un pic să zic fază faină. Ce fază faină are? E fain, deci fii atent. Atent. O scăpat Houdini, o fugit Caluga și Lucky după el și Lucky o tras din greșeală în Caluga și l-a omorât în timp ce l-urmărea pe Houdinașu. Zici și tu ce poliție. Sunt în fața mea. Așa mă, eu degeaba mă antrenez cu voi 16 ore pe zi ca să vă murți între voi. Suntem în fața mea. Hai, eliberați pușcăria, toată lumea afară, ha. La flotări. Hai, toată lumea afară. Kitty. Mă, dar Alfa de ce are backpack? O seară proastă, auzi? A fost arestat preventiv, dar 2 minute, nu e criminal ca voi. Nocivane, pe cine putem mitui, ia? Ia vezi ce am aici. N-avem pe cine. Ia vezi ce are aici. Am hârtit de 10. Păi nu v-am chemat. Eu vreau să fiu de treabă, că am aici. E totul bine, zic eu când ieșim. Din aișile? Da. Hai, ia, fii atent aici, Nocivane. Nu e treaba ta, vă rog să plecați. Zi. Ha? Uite-te pe mine. Aoleu. Da, exact. Dacă fii atent, Dinașule. Băi. Doarme WC-ul, Alfa. Băi, ce se întâmplă? Eu nu-l văd. Bă, ce râdeți voi aici? Alfa, doarme WC-ul. Uite-te. Fac o baie pentru că nu avem condiții mai bune. Trebuie să te ducem neapărat la... Mamă, trebuie să te duce la saună după aceea. Da. Domnul polițist, mi s-a blocat toaleta aici. Puteți să deschideți un pic ușa să verificați care-i treaba? Să rămână blocat acolo, e frumoasă. Hopa, ce se aude? Nu e înfundată toaleta, adică. Domnule polițist. Asta e viața. Nu mă ajutați un pic, vă rog, să verificați ce are. Să... deschideți un pic ușa. Dar mâna, nu putem să mișcăm mâna să... Ia, Caluga, Caluga, te rog, domnul polițist, uite, să verificați un pic aici, că nu știu, cred că mă trage curentul de undeva. Asta e, să noi suntem polițiști, nu știm ce credeți voi că suntem. O să te prindă polițaii. Păi dacă nu știu, să chemați un instalator. Bă, dar cine trage? Nociv cumva tu cine trage? Ma, Nociv are armă. Oh, s-au oprit becurile. Sebastian! Ce crezi, că nu te-ai băgat aici la perete și-ai tras? Deci fii atent, mă poți controla, uite, am spawn-ul aici, îmi pierd și level-ul. Dacă eu n-am armă la mine, tu îmi dai 20 de dolari? Nu dau că mi-e frică, dar sunt șanse mari să ai armă la tine. Eu n-am nicio armă, nimic, cum să am eu armă? Doamne, iartă-mă. Deci te-ai pus la perete și-ai tras, am văzut foarte bine. Păi cum adică stăteam și îmi făceam treaba aici, unde am tras eu? Eram la toaletă. Da, spuneți. Perfectă. Nu e perfectă, vă rog să intrați, domnul polițist, să vedeți. Nu prea crezi. Nu credeți, păi trebuie să vedeți. Și mâncarea, nu o să primiți mâncare, că vă caveți. N-avem mâncare, n-avem. Și ce ți-a văzut? Nu v-ați șters bine ochelarii, domnul polițist. Aruncați-o și aveți. Atunci ochii, nu v-ați spălat de dimineață pe față. E seară. Păi da, de azi dimineață s-au pus praful pe ochi. Cam acesta a fost episodul Houdinașilor. Aparent am rămas aici la pușcărie. Cine știe dacă o să mai ies vreodată. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Pa, pa!